Care este secretul succesului în cariera dumneavoastră? La... Iată-vă că ați ajuns pe locul 2, în camera de pe o listă, în Partidul Național Liberal. V-ați bucurat de funcții de-a lungul carierei. Am fost foarte consecventă în ceea ce am făcut. Am muncit foarte mult și plusul l-am avut și datorită faptului că am avut mereu în jurul meu o echipă cu care am lucrat, o echipă foarte bună, unită, care m-au susținut. Și împreună am avut aceste rezultate, nu de una singură. Spuneți-ne, ce studii aveți încât să fiți cea mai bună alegere a Partidului Național Liberal? Da, am terminat științe politice și administrative la Cluj, acum mulți ani, în 2002. Am terminat administrație publică, l-am avut profesor pe domnul Boc, la drept constituțional, și așa am și ajuns să fiu una dintre cele care am activat în cadrul partidului, pentru că el deja se înscrisese, era implicat în politică și fiind un model pentru mine în cadrul cursurilor și era unul dintre cei mai iubiți profesori, clar că l-am urmat și în politică, mi-a plăcut foarte mult și am ținut o legătură întotdeauna cu dânsul. Drept urmare, m-am înscris la momentul respectiv și eu în Partidul Democrat. De ce să voteze cineva cu Doris Moldovan, de exemplu? Ce aturi aveți față de ceilalți contracandidați? Nu poate să voteze cu Doris Moldovan, poate să voteze cu Partidul Național Liberal, cu echipa aceasta tânără, plină de energie și care vine cu proiecte. Fiecare avem o zonă noastră pe care ne-am axat. Eu v-am spus și mai devreme, voi merge foarte mult pe o dezvoltare accesa această zonă uneori poate intangibilă de fonduri europene, turism, agroturism și să transformăm vorbele în fapte. Pentru că eu sunt un om al faptelor mai mult decât al vorbelor. Nu prea îmi place sincer să vorbesc. Mă pot spune și colegii mei că la discursuri nu sunt prima. Mă vedeți foarte rar să îi vorbesc și să nu am rezultate. Prefer să am rezultate și foarte repede le comunic. Îmi place să fiu activă și atunci cred eu că în anii anteriori, prin munca mea, prin ce am putut, fundația pe care am avut-o, zona în care am activat, indiferent că a fost la JOFM Bistrița, Năstăuț sau la București, prin toată activitatea mea, am avut rezultate. Și atunci cred eu că merit să fiu susținută și nu vor fi dezamăgiți oamenii dacă mă vor ajuta și îmi vor acorda încrederea și în câțiva ani voi putea să și demonstrez că locul acesta a fost meritat. În Consiliul de Județean, de ce nu ați fost mai activă din postura de Consiliul Județean de opoziție? E scurt timpul, foarte scurt timpul a fost până acum. Proiectele au fost de așa natură încât nu prea poți să faci mare lucru. Suntem în opoziție, suntem 9 consilieri PNL și nu-mi place să atac doar de dragul de a ataca, de a vorbi doar de dragul de a vorbi. Nu, îmi place, cât a ținut de mine, am avut câteva intervenții, am acum un proiect pe care l-am depus la Consiliul Județean și aștept să văd ce drum va lua. Este un proiect tot pe partea mea de turism, dezvoltare turistică. Am propus o hartă a destinațiilor, a locurilor musai de vizitat din județul nostru, pentru că avem 763 de monumente istorice, avem locuri multe care trebuie promovate, iar când te duci undeva, până și dumneavoastră, sau eu, sau oricare alt, mergem prima dată, datorită internetului, accesăm, vedem ce-i de vizitat în locul respectiv. Ei, în Bistrița Năstăuț nu prea ai ce să accesezi ca să știi exact unde vrei să ajungi sau ce vrei să faci în timpul pe care ți-l petreci acolo. Și atunci am propus această hartă, mai ales că, din ce am văzut în presă, la dumneavoastră pe ziar, acea dorință de branding de județ la care se lucrează și spun eu că harta mea vine numai bine în ajutor. Considerați că este un proiect serios acesta cu punctarea zonelor
turistice ale Bistriței? Nu doar zonelor turistice, îmi doresc și al obiectivelor, să se dezvolte acest proiect, să fie meșteșugarii pe acea hartă, hotelurile, toate pensiunile pe acea hartă, fiecare cu descriere, fiecare cu un plus, cu recenzii din partea celor care stau acolo, au fost și au călcat pe acolo, cu producătorii locali. Îmi doresc ca acea hartă să pornească de aici și să ajungă să se dezvolte frumos, încât când accesăm informațiile să vedem tot ceea ce trebuie să știe un turist când ajunge la destinație. Deci dumneavoastră, când ajungeți în Parlament, dacă veți ajunge, vă veți axa pe proiecte turistice, să înțeleg? Nu doar. Nu numai pentru asta. Voi fi clar un reprezentant al tuturor cetățenilor acolo, iar problemele locale vor ajunge pe masa persoanelor care trebuie să le rezolve. Voi fi un intermediar și un om de ajutor. Deci asta pe lângă... Dar mă voi axa foarte mult pe partea de turism, de agricultură, agroturism, ecoturism și tot ceea ce înseamnă strategie de identitate națională, că ne lipsește asta. Sunteți consilier personal al senatorului Cristian Florean și al europarlamentarului Daniel Buda. Nu, nu sunt consilier personal, sunt parlamentar, sunt consilier parlamentar, doar al domnului senator Cristian Florean. Și ați fost și la domnul Daniel Buda? Am fost într-o perioadă destul de scurtă. I-ați sfătuit în aceste linii pe turism, pe agroturism, pe agricultură? Perioada când am fost consilierea domnului Daniel Buda, europarlamentar, să știți, el se știe că se axează pe partea de agricultură foarte mult. Ei, noi ca și consiliere lui, în fiecare săptămână trebuia să-i trimitem 5 probleme locale. 5 întrebări pe care el mai departe le prelucra, le prelua și le punea acolo în dezbatere. Faptul că am fost obligată să caut informații, probleme din județul nostru m-a ajutat foarte mult pentru ceea ce fac acum. Și am găsit zone care într-adevăr au mari minusuri și mari lacune. Am stat de vorbă cu diferiți oameni din zona de agricultură, am înțeles lucruri pe care nu le știam sau mi erau foarte greu de înțeles, direct de la oamenii îndreptățiți să-mi dea răspunsuri și pentru pe mine m-a ajutat foarte mult acea perioadă, într-adevăr. Nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător, să știți. Și aceste funcții cum au venit? În baza unei selecții sau ați dat interviu sau la recomandare? Cum vin funcția asta de consilier parlamentar? Am muncit foarte mult, m-am implicat în campania de europarlamentare, atât pentru colega mea, Gabriela Montoi, care era pe lista europarlamentarilor PNL acum 2 ani, din câte mi-amintesc, nu 2 ani, da. Am trecut. Așa, și automat și pentru domnul Daniel Buda am condus campania electorală, am avut o multă tangență cu dânsul, m-a văzut activ, a văzut că putem comunica foarte bine, că am o relație foarte bună cu cei din jurul meu, cu primarii, și atunci, în momentul în care a ajuns pe europarlamentar, a venit cu propunerea aceasta de a-i fi consilier, pentru că avea nevoie de un om cu care să țină legătura și problemele de aici și așa mai departe. Mereu ați avut funcții cheie în interiorul cabinetelor parlamentare sau la diferite, ați condus și o instituție de concentrate a JOFM-ul, ați ajuns și la București după aceea, unde ați... Așa spuneți că JOFM-ul a fost o instituție de mare impact, hai să fim serioși, că nu a fost chiar atât, a fost o instituție care mi s-a potrivit foarte bine, să știți, pentru că am găsit acolo, am și avut noroc să găsesc niște oameni extraordinari, o echipă foarte bine pregătită la JOFM, care m-a ajutat foarte mult, pentru că, așa cum am spus la început, eu am venit din mediul privat. Nu n-am venit direct tânără și neștiutoare directoare, nu. Deci eu din 2001 am fost director comercial la anumite firme și am avut propria mea afacere, deci am muncit și știu ce înseamnă munca, cot la cot cu angajații mei, știu ce înseamnă să te zbați, știu ce înseamnă să ai taxe plătite. Abia apoi, când aveam aproape 30 de ani, am ajuns director după munca mea și singură mi-am câștigat existența până la momentul respectiv. Deci nu am devenit peste noapte director la JOFM. Deci nu sunt funcții date cadou. Nu. A fost oarecum o recompensă a muncii mele, dar vă asigur că oamenii susținuți în anumite funcții la vremea respectivă nu au fost doar pentru că sunt frumoși și
Lipesc afișe. Nu. A fost și pentru că mi s-a dat încredere în momentul respectiv că pot. La fel ca și acum. La fel ca și acum, da. Deci nu sunteți o vânătoare de funcții. Nu, chiar nu.